Salut, sunt Andrei de la motorut.ro și astăzi continuăm lupta noastră împotriva traficului din București la Motorut in the City. Această dată testăm un scooter de capacitate mai mare, este vorba despre Yamaha X-Max 300 cu un motor de 300 de cm cub ce dezvoltă 27,6 cai putere și un cuplu de 29 de Nm. Asta înseamnă că este capabil de viteze peste 120 de km la oră, 160 ar zice unii că e viteza maximă la care poate ajunge. Întregul pachet are o greutate de 179 de kg. Cu tot cu cei 13 litri de benzină din rezervor. Un aspect foarte important pentru utilizarea de zi cu zi este spațiul de depozitare de sub șa, care este de 45 de litri. Asta înseamnă că încap lejer două căști sub șa, chiar două căști full face mari, iar pe lângă ele poți să mai pui o groază de lucruri. Astăzi am băgat inclusiv trepiedul nostru mare, care este foarte lung, și dacă nu ți-e de ajuns, mai ai și două compartimente în față lângă ghidon, care pot fi folosite la fel pentru a-ți lăsa portofelul sau telefonul. Există la unul dintre ele, are chiar și o priză de 12V unde poți să-ți încarci telefonul. Dar nu o să testăm acest scooter singur prin oraș, ci o să vedem cum se mișcă împreună cu o prezență atipică, să zicem, un Piaggio MP3, tot de 300 cm cub, dar cu 3 roți. Cum a zis și colegul meu Andrei, este vorba despre Piaggio MP3 300 HPE, motorul de 300 cm cub, existent și pe Vespa, numai că în cazul de față este într-o configurație mai puțin întâlnită cu 3 roți. Ca și câteva date tehnice, acest motor dezvoltă 26,2 cai putere și un cuplu de 26 de Newton. Ca și dotări standard, vine cu ABS, controlul tracțiunii, frâne pe disc pe toate cele 3 roți. Tot pachetul având o greutate destul de mare, undeva la 225 de kg. Acum că știm jucăriile de astăzi, pe care o să le testăm, zic să găsim o metodă de test. De test. Facem ca data trecută, facem un traseu, e iar 6, ora cea mai bună în București. Ce zici? Păi ar fi singura varianta. Suntem în centru. Dacă, într-adevăr, și această mașinărie mai puțin obișnuită se încadrează și taie traficul din București, așa cum ne-am dorit. Suntem în centru Bucureștiului, oriunde am plecat de aici o să fie aglomerat. Absolut. Să mergem până la outlet-ul ăla din Militari, înspre Pitești. Pe centură. Pe centură. Și ieșim un pic pe autostradă, pe acolo. Am putea. Ia vezi cât zice Google Maps. Cât zice? Aproape 50 de minute. Aproximativ, să... cu mașină. Da, cu mașină. Hai să vedem. Ajungi și la destinația testului de azi. Andrei. 14 km sau. Cât crezi că am făcut, Andrei? Nu știu, zi-mi cronometru oficial.
Ne-am mișcat repede, mi s-a părut că am ajuns foarte repede din centru până aici. La ce trafic era? 24 de minute. 24? Doar? Doar 24 de minute. Mă gândeam jumătate de oră, cam așa. A fost bine. Din nou demonstrăm eficiența acestor mijloace de... Eficiența maximă acestor mijloace de transport pentru traficul urban. Chiar și asta cu trei roți. Ai fi surprins. Cum s-a mișcat? Am văzut că pe unde am intrat eu, a intrat și am tu. Am intrat și eu. Da. Să știi că nu e mare diferență, mă refer ca și gabarit. Da, da, da. Pare ciudat cu din față, știi, cu roțile. Dar, efectiv, ghidonul cred că e la fel de lat sau mai mult puțin ca și al tău. Nu e diferență mare, să zici că e cu mult mai... Deci, eu m-am simțit cum te strecor cu un maxi scooter, să zicem. La fel te scor și cu ăsta. Nu e nicio diferență de gabarit. Doar că la semafor poți să stai... Doar că având două, trei chestii pe care nu le găsești la alte scutere, anume la semafor ai buton pentru stabilizarea scuterului și efectiv scuterul stă singur, nu e nevoie de cric, tu poți să stai frumos pe șa, nu trebuie să pui piciorul jos. Și după aia când pleci, când vrei să pleci, se deblochează automat el sau trebuie să apeși? Se deblochează automat sau dacă vrei poți să-l deblochezi tu din buton înainte să pleci, dar doar bagi mâna în gaz și se deblochează. La fel trebuie să menționăm că acest scooter, un lucru foarte important, se poate conduce în România cu categoria B. Are frână la, are frână la picior, la piciorul drept, mai precis, care blochează toate roțile. Deci nu doar spatele sau fața, blochează toate roțile, lucrul ăsta îl simt și în manete, se întăresc. În schimb, roata asta în plus. Da. Și cu sistemele alea. Da. Îi mai adaugă niște kilograme. Da, destul într-adevăr, de mult. Îl simți un pic care mai greu. Care să simt? Ai văzut ca accelerație mă refer. Da, dar să știi nu că nu prea poți să compari practic accelerația între cele două. Mers ca și agilitate, diferența dintre ăsta și un maxi scooter, nu știu dacă e chiar așa sesizabilă. Plus fiind mai greu. Da, da, altfel e când împingi 200, cât ai, 25 de kilograme și împingi da, doar 180. Da, 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 da. E multă tehnologie. Gândește că are și frână de parcare, ce efectiv are 4 frâne. Frâna față, frâna spate, frâna de picior care blochează toate roțile, frânează toate roțile și frâna de parcare pe care o folosești când parchezi scooterul. Dar spune-mi, te rog, cum ți s-a părut X-Max-ul ăsta? Da, astăzi. Mă, chiar și comparativ cu cele pe care l-am dat trecută. Evident, creșterea în cilindre se simte. Adică dacă cu ăla te strecurai între mașini și ajungeai primul la semafor și plecai mai pâr ușor așa cu emoții, să zicem. Nu mi s-a părut, adică mi s-au părut și cele. Nu, adică la asta angele. Clar pleci primul, da, deja de la 30 cm în sus, da. Pleci eu, mult mai rapid decât mașinile. Chiar și după la 200-250 deja ești. Da, și ca ești în plus să simt. În schimb, ce mi-a plăcut foarte mult este confortul de la el. Nu știu, e o poziție foarte bună pe șa, așa, ai și în spate acolo, îți vine pe da, spatele. Da, un suport lombar, da. Deși eu nu știu, poate fiind mai înalt, am stat mai în spate și foarte lipit de el. Te fixează oarecum în șa. Da, da, da. Exact, da. Același lucru l-am simțit și eu la acest. Mi-a plăcut foarte mult poziția asta și cu confortul pe care ți-l oferă. Oricum. Am mers noi și pe autostradă un pic. Se duce imediat 120-130, da, mi-a plăcut asta, adică poți să faci naveta cu el. Asta voiam să spun și eu, chiar și scuterul de față, pentru cei care nu au categoria A și vor să facă naveta, asta e o variantă nemaipomenită. Dacă îi mai pui și un top case deja, cred că poți să faci lejer București-Ploiești, fără nicio problemă. Ai spațiu suficient de depozitare, e super confortabil, atât cu protecția la vânt, la drum lung, nu e așa de bună cum e la tine, dar... Are parbrizul mai înalt. Da, da, dar la viteze legale face față. E, acum sunt curios să văd și eu cum se mișcă asta și poate facem schimb. O să facem un schimb, să vedem. Facem schimb, îți dau... Apropo, keyless. Oh. X-Max-ul. Stai cu cheia în buzunar, da, da, da. Și n-ai nicio treabă, apeși 3-4 butoane.
Detalii complete despre ambele scutere, cât și părerea noastră, ca de obicei, găsiți pe site-ul nostru. Iar dacă vreți să fiți la curent cu informații noi din lumea moto, cât și traseele pe care le descoperim numai bune de dat cu motocicleta, vă invităm să dați subscribe la canalul nostru de YouTube. Până data viitoare, fiți cât mai eficienți în traficul din București. Și nu doar din București, chiar și traficul din orice oraș aglomerat. Exact. Folosind astfel de soluții.